Câinii fără stăpân scapă de eutanasiere după ce Senatul a pus în aplicare o decizie a Curții Constituționale. La discuții au participat și reprezentanții organizațiilor de protecție animalelor. Patru pedele vor fi adunate de pe străzi, deparazitate, sterilizate și apoi se vor întoarce printre blocuri. Vor fi eutanasiați doar câinii foarte bolnavi care nu pot fi salvați. În varianta inițială, legea prevedea ca toți câinii periculoși lăsați în libertate, abandonați sau al căror aparținător nu putea fi identificat, să fie eutanasiați în termen de 3 zile după un control veterinar. Potrivit formei adoptate marți de senat, dacă nu vor fi revendicați sau adoptați după 30 de zile în care stau în adăposturi, patru pedele vor rămâne acolo sau vor fi returnate în teritoriu după ce vor fi sterilizate. Vor fi eutanasiați doar câinii foarte bolnavi care nu pot fi salvați. Legea mai prevede că proprietarii care refuză sterilizarea animalelor să achite o taxă la fiecare generație de pui. Deputații urmează să-și dea și ei acordul pentru această lege. Legea câinilor fără stăpân a fost declarată anul trecut neconstituțională. Legea acordă autorităților locale dreptul de a eutanasia mai danezi, dar numai în urma unei consultări cu populația prin sondaje de opinie referendumuri sau adunări de cartier.